Pentru următoarele 24 de ore o să-i fac 100 de farțe lui Aidenus pe Minecraft. O să fac diferite farse care sunt foarte, foarte interesante și cred că puteți să le folosiți și voi ca să le faceți farse prietenilor voștri pe Minecraft. Așa că, dacă sunteți noi pe aici și nu v-ați abonat încă, abonați-vă, pentru că o procent foarte mare dintre voi care vă uitați la clipurile astea nu sunteți abonați, așa că aș aprecia foarte mult dacă ați face chestia asta. Pentru mine înseamnă foarte mult, pentru voi înseamnă doar un click, deci vă mulțumesc foarte mult dacă o faceți. Și hai să nu mai stăm pe gânduri, dați like și să începem treaba. Primul troll pe care intenționez să-l fac lui Dănuț astăzi este un troll foarte, foarte simplu, dar foarte funcțional. Gen, avem foarte, foarte multe Minecraft TNT-uri și o să le punem cu niște fishing rod și cu rail-uri și o să vedeți că o să fie foarte, foarte mișto cum o să fac chestia asta. Tot ce trebuie să fac este să nu mă vadă că mă duc să fac șmecheria asta aici la un copac care ar trebui să fie random. Așa, asta de aici e spart random, așa. Bun, eu o să vin, două secunde, mamă, ce e aici. Așa, bun, perfect. O să pun un rail aici și fiți antenă, o să iau minecart TNT-urile și o să le stachez pe toate. Literalmente că am foarte, foarte multe minecart TNT-uri și o să le stachez pe toate pe un singur din ăsta. Ceva de genul ăsta. Iar eu o să-l chem pe Dănuț să vină puțin pe la mine pe aici să-i arăt ceva interesant. Și când o să ajungă fix aici, o să trag de astea și astea o să explodeze toate. Mamă, e cel mai tare troll ăsta. Bă, Dănuțule, ce bine că te-am prins aici. Vino să-ți arăt o chestie foarte șmecheră. De acum poți să pescuiești copaci din Minecraft. Vrei să vezi șmecheria? Fii atent. Vii la un copac din ăsta. Uite, vino încoace. Vino încoace, că e fix la copacul ăsta. Vino, bă, încoace. Și îl explodezi. Unde-i zbura, bă, Dănuțule? Unde ești, bă? Mamă, cum ai zburat, ești nebun. Următorul troll foarte interesant pe care intenționez să-l fac este un troll în care avem niște moduri speciale și îi pune niște spike-uri. Am făcut aici o micuță groapă, uitați-vă, e o groapă destul de adâncă. Și practic îi fac aici un fel de zonă în care el când trece peste asta o să cadă. Doar numai noi știm despre chestia asta și sunt tare curios să văd cum o să reacționeze Dănuțul. Pentru că ăsta nici nu dai seama unde este șmecheria asta și unde este pământul ăsta și unde e groapa aia acolo. Mamă, de-abia aștept să fac asta. Dănuțule, ia vino puțin, nu mai stri pe garduri, vino să-ți arăt ceva la restaurant, că e foarte, foarte important. E foarte, foarte important. Vino repede, vino repede, vino repede la restaurant. Vino să vezi că s-a întâmplat ceva foarte nasul la restaurant. Dar să vii repede, gen. Bă! Let's go! Ce mi-a plăcut ăsta aici, nebun. Foarte tare. Acum mi-am instalat un mod pe Minecraft în care face apa fake și lava fake. Practic sunt puterile lor inversate. Am făcut aici o micuță chestie și o să-l întreb pe Dănuț pe care o alege. Ia să vedem pe care o alege bunul nostru prieten. Dănuț, ia vino puțin. Lasă restaurantul puțin că văd că nu avem oameni la restaurant. Vino să-ți arăt, să te întreb ceva. Fii atent, am o provocare pentru tine. Ce alegi dintre o baltă cu apă sau o baltă cu lavă? Tu ce alegi? Care dintre astea le alegi? În apă? Sari în apă, hai. Dănuțule, apă fake. A intrat în apă fake, bă, Dănuț. Foarte mișto trollul ăsta. Am un troll foarte amuzant pe care pot să-l fac cu Dănuț. Practic am un mod în care îmi face diferite blocuri din Minecraft niște TNT-uri portabile, practic niște mine din astea. O să vreau să fac aici o micuță mină Sunky, că asta e mina mea din Minecraft. O să vreau să fac aici șmecheria asta. Și uite pe undeva pe aici să pun, uite, blocul ăsta este o mină. Practic este o mină și dacă în momentul în care Dănuț o să calce pe unul dintre blocurile astea, astea o să explodeze. Dar eu când o să trec, când o să fiu pe survival și o să trec pe aici, practic pe mine nu mă afectează, doar pe el îl afectează. Așa că hai să mergem să-l chemăm puțin aici să-i facem trollul ăsta. Dănuțoiule, Dănuțoiule, ia stai puțin că te-am prins acum, fii antenă. Vreau să-ți arăt ceva din mina mea, că am găsit o chestie foarte ciudată la mine în mină și trebuie să vii neapărat să vezi... Să vezi aici, poate tu știi care e șmecheria. Fii atent. Că în momentul în care vin pe aici pe jos și... Ia uite ce se întâmplă, Dănuțule! Ți explodează blocurile pe aici. Nu mai vorbesc cu tine. Te-ai explodat din nou. Ce... Băi, e momentul potrivit acum pentru că următorul troll pe care vreau să-l fac lui Dănuț necesita ca el să fie AFK. Așa că o să facem repede și o să ne luăm repede niște iteme foarte speciale. Un buton, dispenser, anvil, pumpkin și cu curse of binding. Și facem următoarea chestie. Știm cu toții în momentul în care îți pui un pumpkin pe cap, ți se vede așa jocul. Gen. Așa că o să fac următoarea chestie. O să-i dau un enchant șmecher de tot cu curse of binding, adică nu poți să-și-l dea jos de pe cap. Ok. Și cu un dispenser lângă. Da?
fiți antenă, mergem repede și să vedem reacția lui Dănuț când o să se întoarcă și o să vadă care e chestia asta pe cap, gen. Chiar sunt tare curios să văd ce reacție o să aibă și să vedem cum merge nebunia aia. Țâc și l-a pus pe cap. Iar sunt curios să văd cum o să reacționeze când o să se întoarcă pe Minecraft. Ia o să-mi fac și eu puțin ordine pe aici, să vedem și noi ce chestii reușim să mai facem și să mai reparăm și noi pe aici. Gani, bă, s-a întors Dănuțul! Uite-l cum merge, bă! Bă, săracu, Dănuțule, ești ok? Ce-ai pățit? Nu pot să-l dau jos, dar ce-ai pe cap? Ce-ai pățit pe cap, bă, Dănuțule? Ce-ai pe cap? Un Curse of Binding, cumva ai Curse of Binding pe ăsta al tău? Ia. Bă, ai grijă, bă, vezi că ai intrat în lava fake, care nu face nimic ca gen. Stai aici și te încălzești, nu te încălzești. Săracul de el, bă, mi-e milă de tine, bă, Dănuțule, chiar mi-e milă, sincer. Următorul troll pe care vreau să îl fac este un troll destul de basic, adică el urcă repede pe scări, nu este atent și aici o să cadă, pentru că nu se așteaptă să fie ceva gen o dita mai groapă aici jos, gen șe. Și de asta vreau să-i fac șmecherea asta, că e pe cât de simplu, pe atât de eficientă e chestia asta de troll. Dar prima dată hai să-l găsim pe Dănuțoiu, să vedem unde este el, bă. Da, uite, la restaurant, e la restaurant. Hai să-l luăm pe aici, prin restaurant, prin spate. Poate vine să... Ia, vezi cum se mișcă nebunul. Dănuțoiu! Dănuțoiu, ia vino puțin. Vino puțin că mi-am făcut o casă nouă. Vrei să-mi vezi casa nouă? Că mi-am făcut o casă nouă și cu fermă. Are o fermă foarte șmecheră. Dar trebuie să vii cu mine prin spate pe... nu pe aici, pe aici. Trebuie să vii cu mine, uite, acolo e scara. Fii atent, aici este scara. Și sus de tot acolo pe munte este casa mea. Cu fermă, cu toate nebuniile. Fii atent. Haide. Repede să mergem, Dănuțule. Tu primul. Ce ai făcut, mă, Dănuț? Bă, da, efectiv, nu mă mai joc. Săracul de el, cred că o să mă urască toată viața lui pentru ce-i fac. Bă, Dănuț, să știi că eu o să mă duc să mai minez, să mai fac chestii. Nu mai da în mine, băi, cârnatule. O să mă duc să minez, să fac diferite chestii. Rămâi tu la restaurant să vină oamenii să te ocupi de aici și de astea. Oameni, da, mie asta. Ce tare, mulțumesc. Și da, o să te las pe tine aici să te ocupi de chestii, da? Mult noroc și ai grijă la clienții acolo. Ce nu știe Dănuțul meu este că eu pot să mă transform în ce caracter din Minecraft vreau eu. Și în momentul de față am skin-ul unochi și o să mă duc să văd ce reacție are Dănuțul, pentru că prietenul meu are un unchi care lucrează la Minecraft, la Mojang, acolo, unciului, și ar trebui să-l știe pe noi că na, e creatorul jocului. Ia să vedem ce reacție o să aibă Dănuț când o să... Când o să ne vadă pe noi că suntem aici. Țăc, 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 țăc. Ia uite-l. Ia. Șeful unciu. Îi fac așa, că da, că da. Așa. Aha, da, da, vreau ceva. Vreau de-astea. Ia un pui. Ia. De la DFC. Uite, îi fac aici, că vreau din astea. Vreau din astea. O, să trăiască. Să trăiască nașii, mă. Ia să mă pun aici la masă, că vreau un din ăsta. Ia-le pe toate. Mai repuțin se vinde pe el, că sunt noci. Creatorul Minecraft-ului. Uite, mi-aduce cartofi, mi-aduce de toate. Eu nu-i scriu nimica, nu-i zic absolut nimica, pentru că e posibil să-mi scrie tot acolo. Aha, bun. Ia. Yeah. Ce face unciu? Stai așa. Eu mă transform acum în mine înapoi. Bine. Săracul de el, mă, credea că sunt noci. Uite ce s-a supărat, mă aleargă. Cu toții știm că chesturile nu sunt blocuri întregi în Minecraft, așa că m-am gândit să fac următorul troll foarte, foarte interesant. Fac aici o micuță groapă lângă casa mea, sap câteva blocuri jos de tot aici și pe marginea asta o să facem o chestie foarte interesantă. Spargeți blocurile astea așa jos de tot, punem niște chesturi random așa și aici punem apă sus de tot. În momentul în care noi ne aruncăm de sus de tot de aici, noi o să trebuiască să stăm lipiți așa și când o să picăm gen de la înălțimea asta, hai să mă dau pe survival și o să stau lipit aici, nu o să-mi iau damage. Ați văzut că nu am luat damage pentru că practic ăsta e apa aici, vedeți? Eu pot să mă urc pe chestia asta acum ca și cum aș fi în apă. Deci, efectiv, e un singur pixel din asta. Dar ca să facem lucruri mai interesante,
Uite, cred că ăsta ar fi cel mai ok. Că atunci când aleargă el nu o să-și dea seama. Așa că hai să vedem și noi cum funcționează trollul ăsta. Dănuțule, ia uite-l pe Dănuțu. Bă, ți-am mai spus o chestie, mă, Dănuțule. Vrei să zic o chestie? Îți pute sub brațul. Miroși urât de tot. Nici gagicile, dar aia n-ai gagică, că nu vor să stea lângă tine, că miroși urât de tot. Fraiere, poți să mă arești tot cât vrei, că nu o să-mi prezi niciodată. Îți put picioarele, de-aia n-ai gagică și de-aia n-ai iubită. Hopa, iată, hop. Hai, Dănuțule, vină și tu încoace. Și dacă ai reușit să supraviețuiești. Bă, nu se aștepta, bă, cât de tare e ăsta, ești nebun. Oameni buni, am observat că Dănuț și-a făcut mare fermă lângă casa lui. Fix aici, ia să vedem mai bine, să vedem ferma. Ia uite ce fermă are. Dar m-am gândit la un troll foarte, foarte interesant și cred că putem să-i facem fix la ferma asta. Avem, singura chestie este să se ducă el să plece. Uite că văd că pleacă acum, nu mai are treabă. Și singura chestie pe care putem să o facem noi în momentul de față este să îi facem un troll cu TNT-ul la ferma asta. Tot ce trebuie să facem este să luăm redstone, să luăm niște... să luăm un observer, un TNT-ul din ăsta și cam aia este. O să facem următoarea chestie, stați două secunde să acoperim astea pe aici, sper să nu își dea seama că suntem la ferma lui. Așa, două secunde. Facem ăsta, îl punem aici cu fața spre ăsta. Spargem ăsta de aici, îi distrugem dirt-ul și sub aici punem un TNT-ul. Așa, acum când el o să se întoarcă, opa, să nu activăm TNT-ul la noi din greșeală. Așa, îi punem ăsta aici repede și el o să vadă că asta este distrusă. Ferma e distrusă, știi? Acolo și o să-i zic, bă, Dănuțule, dar de ce e distrusă ferma? Și o să repare și în momentul în care repară, observerul ăla activează redstone-ul și ăla este. Ia să vedem ce are de zis, că o să mă iau puțin de ferma lui să văd ce zice de ea. Ia să vedem dacă se află la el acasă, pe ce și pe unde este. Hai, ia uite-l. Dănuțule, lasă canapeaua aia nebună. Ia vino, că am văzut că ți-ai făcut mare fermă, ești nebun? Am văzut că ți-ai făcut mare fermoi. Ia vino și arată-mi și mie. Arată și mie ferma ta. Ce reușești să-ți faci la ea, ce intenționezi să faci cu ea. Văd că e așa micuță de început, gen. Ia uite, e micuță, e drăguță, ia uite, e frumoasă. Dar văd că nu e așa multe chestii, văd că aici nici nu ți-ai făcut-o cum trebuie. E rușinos, bă, Dănuț. Nu ți-ai făcut cum trebuie ferma. Uite-te, aici e, nu e pământ, efectiv. E pământ aici, nici măcar n-ai semințe puse. Repară-ți acolo ferma, pui mei, și fă-ți-o ca lumea. De ce zic? Fă-ți ferma ca lumea, așa e. Săracul de el. Nu, i-am distrus ferma, bă, săracul copil, bă. Ferma lui, nu. Săracul, bă. Am văzut că Dănuș a făcut un prieten și m-am gândit că ar trebui să-i facem un troll la câinele lui. Nu o să-l omorâm sau să-i facem chestii din astea nasoale. O să ne găsim și noi un câine și o să-l numim la fel și o să îl... mutăm pe câinele lui Dănuț de acolo și o să-l aduc pe câinele meu care îl cheamă efectiv identic. Din câte puteți observa, acesta este câinele meu. Pot să-l iau pe sus aparent și stați o secundă să-l uite. Asta e câinele meu, efectiv. Trollul pe care vreau să-l fac este să iau câinele meu, să-l aduc aici și din câte am observat eu, câinele lui Dănuț se numește Auf sau ceva de genul. A, uite cum îl cheamă, Auf. Stai să îl iau pe câinele lui Dănuț. Pot să-l iau de aici, să-l mut în altă parte, să-l mut, uite, în camera lui de gaming, uite, aici, așa. A dispărut câinele, bă! Îl punem aici. Nu știu unde a dispărut câinele, dar sper că n-a murit. S-a dus în altă dimensiune. Și redenumesc pe câinele meu, efectiv îl redenumesc tot Auf. Și sunt tare curios să văd reacția lui Dănuț când o să observe că acest câine nu-i ascultă comenzile, gen să se ridice sau chestii din astea. Sunt tare curios că o să fie tare amuzant. Și în cel mai rău caz, eventual pot să-l și bat efectiv. Și dacă îi dau un hit lui Dănuț, câinele meu o să-l atace. Deci o să fie interesant. Ia mă să vedem, că am văzut că s-a dus acasă Dănuțul. Ia. Ia uite-l, bă. Bă, Dănuțule, ce-ai făcut, mă? Ți-ai luat câine? Ți-ai luat cățel, bă, Dănuț? Cum îl cheamă, bă? Îl cheamă Auf. Bă, ce nume interesant are. Uite-l, iei și îl pui pe cap. Bă, lasă-l mă jos pe Auf. Ia uite-l. Ce cățel frumos e, bă. E chiar... Bă, vezi că-i dai, bă, vezi că-l omori. Ce-i faci? Lasă-l jos. Ia uite, nici nu mai vrea să stea cu tine, nici nu mai vrea să te iubească pe tine. Uite, i-ai dat demn și acum pleacă de lângă tine, nici nu-l mai interesează. Păi de ce dai?
Vezi de ce, de ce ai dat în mine Dănuț? Uite, acum s-a supărat câinele tău pe tine. Ia uite. Ia uite-l. S-a supărat câinele tău pe tine, bă, Dănuț, te bate câinele, efectiv. Ia uite-l, bă, săracul, săracul cățel. Te mușcă că ai dat în mine, da, aia. Că ești, ai fost rău cu el. Ia uite-l. Auf, stai jos. Hai, Dănuț, mă slain by auf. Săracul. Doamne, ferește, mă. Bă, Dănuț, să știi că ăsta era câinele meu, efectiv. Bă, Dănuț, tot am făcut mișto de tine astăzi, așa că vreau să, vreau să te aduc undeva, pentru că știu că îți place foarte, foarte mult de un... Uite motocicleta. A, s-a dus motocicleta, rip. Vreau să te aduc la, la cineva foarte, foarte special. Știu cât de mult îți place ție de Moș Crăciun. Așa că am făcut tot posibilul și l-am adus pe Moș Crăciun în Minecraft, da? Vino după mine să-l vezi pe Moș Crăciun. Hai. Uite, vino pe aici. Dar să te duci tu, să te duci tu primul, bă, Dănuț. Uite-l pe moșul acolo, uite, bă. Uite-l pe moșul, bă. Hai, Dănuțule, du-te tu acolo, du-te tu acolo, hai. Hai, du-te, 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 că du-te, e Moș Crăciun gen. Ia uite-i. La o rămașu pe Dănuț. De ce nu intri? Da, nu intri, moșule, ce tânăr ești. Hai, Dănuțule, du-te la moșu, mă. Du-te, mă, la moșu, Dănuțule, haide. Ba, mai vrei, haide, vino, vino încoace, vino, vino pe partea asta, pe aici. Că poți să intri și pe aici. A, uite-ți, uite-ți câinele. Haide. Ia uite. S-a dus și câinele tău. Cred că o să moară și câinele. Bă, mă bate pe mine acum moșu. Nu, gata. Nu mai vreau cu Moș Crăciun, gata, Dănuțule. Te-am trollat și cu Moș Crăciun de data asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea, pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles, dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.